Investițiile în agricultură vor crește treptat și practic se vor dubla în următorii 7 ani. Cel puțin asta prevede Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2023-2030, care presupune că, într-un final, pentru acest domeniu strategic se vor aloca anual 3 miliarde de lei. Documentul a fost aprobat de executiv la propunerea Ministerului Agriculturii și are drept scop consolidarea securității alimentare, dar și îmbunătățirea condițiilor de trai în mediul rural. Obiectivele principale ale strategiei sunt fortificarea sectorului agricol, dezvoltarea industriei alimentare și diversificarea pieței. Totodată, un accent aparte este pus pe reabilitarea sistemelor de irigare și dezvoltarea sectorului zootehnic. Până în 2025, în baza creditului de împrumut cu Banca Mondială, sperăm să reușim să restabilim în jur de 7500 de hectare cu sisteme de irigare centralizată. Până în 2025, în fermele din Republica Moldova, să avem un minim de 20.000 de vaci mulgătoare. Asta ar acoperi 40% din tot necesarul de materie primă. Dezvoltarea satelor este o prioritate a actualului guvern. Astfel, prin aplicarea strategiei, se urmărește ca în sectorul agricol să fie create cât mai multe locuri noi de muncă. Fiecare fermă înseamnă locuri de muncă durabile, bine plătite. Agricultura astăzi poartă caracter ocazional și sezonier. Zootehnia este tot anul împrejur. Vorbim despre digitalizarea agriculturii, vorbim despre aceleași drone. Asta ar ajuta foarte mult să menținem tineretul în agricultură și ar fi pentru ei mult mai interesant când vorbim de tehnologii noi. Experții apreciază noua strategie aprobată de autorități, dar cred că este important să fie monitorizat modul în care se implementează aceasta. Există câteva direcții care sunt esențiale, în opinia mea. În primul rând, tehnologizarea agriculturii, inovarea care trebuie să ajungă în agricultură, că e un sector unde este o lipsă acum de brață de muncă, dar e un sector care e într-o concurență acerbă cu sectoarele din țările vecine. Extinderea suprafețelor irigabile, în ceea ce privește dotarea tehnică a agriculturii, eliminarea șocurilor legate de piețele de desfacere. Obiectivele strategiei au fost elaborate în funcție de necesitățile fermierilor și consumatorilor și sunt orientate către obiectivele de dezvoltare durabilă, stabilite de Agenda ONU 2030.